Avem o adresă transmisă de RAR către ASF în octombrie 2017, în care RAR menționează că nu este autorizat niciun operator economic pentru a desfășura activități de recondiționare, jant, de salvare de protecție, ci doar pentru a le înlocui. Spuneți-ne care e situația de față. Serviciurile auto pot sau nu să recondiționeze o bară de protecție în urma unui accident auto? Serviciurile auto pot să efectueze doar operațiile pentru care ei sunt autorizați. Autorizația se emite de către Registrul Auto Român în urma unui audit tehnic efectuat de către registru, în care se verifică competențele tehnice, în care se verifică infrastructura serviciului, în care se verifică dispozitivele de reparații. Momentan, și cred că e valabil pe toată această perioadă, nu este niciun atelier autorizat privind recondiționarea componentelor. Ce înseamnă asta? Dați-mi niște exemple. Vă dau un exemplu. În primul rând, trebuie să plecăm de la definiția recondiționării. Este readucerea acelei componente, da, la caracteristice inițiale de funcționare și dimensionare. Toată această operație de readucere trebuie efectuată în concordanță cu specificațiile tehnice ale producătorului de vehicul sau producătorului de componentă. Deci, cu alte cuvinte, dacă producătorul de vehicul are tehnologie de recondiționare a acelei componente sau producătorul componentei are tehnologie de recondiționare, atunci acea componentă se poate recondiționa doar în baza autorizației emise de registru. Momentan, nu am avut decât câteva solicitări de recondiționare privind acele componente care nu s-au finalizat cu emiterea autorizației. Câte servisuri auto, aveți o evidență, sunt autorizate în prezent în România? Servisuri auto autorizate depășesc 11.000 de servisuri autorizate, în general. În toată țara? În toată țara, la nivel național. Dintre acestea 11.000, 2.974 sunt autorizate pentru reparații caroserie la nivel național. Din 2.974 servisuri autorizate pe caroserie la modul general, da, avem 841 de servisuri autorizate să intervină pe structură de rezistență a vehiculului. Și aici structura de rezistență este, dacă vreți, împărțită în două direcții. Șasiu, da? Și caroseria autoportantă. Dacă ne referim la turisme, majoritatea turismelor au structură autoportantă. Ce componente auto nu pot fi recondiționate în prezent din cauza legislației sau a specificațiilor producătorului auto? Bara de protecție poate? Momentan, bara de protecție, nu spunem noi că nu se poate repara, dar nu este niciunul autorizat să repare bare de protecție. Deci din 2974 de servisuri autorizate, nu este niciun servis autorizat să recondiționeze, vorbim încă o dată de recondiționare, să recondiționeze elementul bară. Jantă, roată, avem servisuri autorizate? Autorizația nu se duce până a identifica ce element din vehicul poate fi reparat sau recondiționat. Încă o dată precizez, dacă producătorul vehiculului spune că se poate repara o jantă din aluminiu, da, el este autorizat să efectueze această lucrare și are toată responsabilitatea să spună asiguratorului că se poate repara. Sau, de asemenea, are toată responsabilitatea să spună asiguratorului acest element nu se poate repara. Și este punct. El este entitatea tehnică autorizată de Registrul Auto Român. Serviciul este oprit de reglementările tehnice, de legislație este oprit. De legislație. Este oprit. Este oprit. De ce?
pentru că el nu a putut să demonstreze capabilitate tehnică pentru repararea celor elemente. Pentru jantă, și aici, pentru că din cele 2007? Nu. Niciun service? Nu există, cel puțin la noi nu a venit cineva... Este singura autoritate. Exact, cel puțin nu a venit ca să obțină o autorizație sau să prezinte o documentație de reparație a unei jante. Bun. Și nu există documentație de reparație de la producător, nu există de recondiționare de la producătorul vehiculului sau de la producătorul jenților. Trebuie să fiu... Și alte situații în afară de bară de protecție și jantă? Probabil că da, noi nu le știm. Nu cunoaștem toată relația asta dintre asigurator și service, că nu ne exclude și nu... Da, sunt plângeri la RAR în legătură cu aceste probleme? Au fost câteva plângeri la RAR în care registrul a fost sesizat de către câteva servisuri privind insistența societății de asigurări de a menține soluția inițială precizată de societatea de asigurări. La o citire a legislației din domeniul asigurărilor, norma 90 care reglementează asigurările de tip RCA, se precizează că la articolul 19, aliniatul 12, soluția finală de reparație este a unității reparatoare. Și din punct de vedere tehnic, trebuie să înțelegem că este soluția corectă. Având în vedere că acel service, acea unitate reparatoare, este o unitate verificată anual prin audituri de către Registrul Autoromân. Și dacă asiguratorul insistă să se meargă pe soluția dată de el inițial și nu pe cea de înlocuire pe care o pune constrâns de legislație? Este o încălcare a normei 20 care stă în sarcina Autorității de Supraveghere Financiară. Nu avem noi niciun atribut în această relație. Iar între societatea de asigurări și servici, de multe ori, stă la bază o relație contractuală. Nu știm ce scrie în acea relație contractuală, dacă se angajează să accepte soluțiile inițiale, dacă nu. Cert este că orice reparație care nu este conformă cu specificațiile tehnice ale producătorului, este o reparație neconformă. Cam câte astfel de reclamații ați avut la RAR în ultima perioadă? În ultima perioadă, probabil, este de ordinul 10 până 20 de reclamații. Făcute de servisuri? O parte făcute de servisuri, o parte făcută de societățile de asigurări. Societățile de asigurări? Societățile de asigurări ne-au înștiințat că sunt servisuri care au efectuat reparații neautorizate. Și aici ne referim la servisuri care au făcut reparații pe structură de rezistență, deci au intervenit pe structura de rezistență a vehiculului și acel servis nu avea autorizație pentru structură. Iar servisurile, reclamațiile? Să continui cu servisurile care au fost constatate că nu respectă autorizația dată de noi și efectuează lucrări în afara domeniului autorizat, au fost sancționate. Aveți o situație? La nivel... pot să vă dau o situație ce s-a întâmplat de la 1 ianuarie până acum. Avem un număr de 215 controale în care s-au depistat ateliere neautorizate, da? Și au fost sancțiuni în valoare de 163.000 de lei. Comparativ cu anul trecut, au crescut aceste Nu. Au scăzut comparativ pentru că societățile au înțeles că trebuie să respecte legislația. Ați spus că au fost și reclamații de la servisuri care spun că asiguratorul impune recondiționarea, deși îi inovuie. Nu. Reclamațiile au constat în sensul că asiguratorul insistă pe soluția inițială stabilită de el.
Deci, cumva obligă serviciul, printr-o relație contractuală, v-am spus, probabil, sau insistă la service să respecte soluția inițială precizată de specialistul constatare daune. Și nu ați verificat să vedeți dacă specialistul... Am verificat, da, și am sesizat autoritatea de supraveghere financiară că acea societate de asigurări nu respectă, că trebuie atenționată pentru a respecta legislația. Încă o dată, facem referire doar că nu respectă soluția finală dată de service. Pe speța aceasta cu bara de protecție, jantă, mă gândesc că sunt destul de multe cazuri, cel puțin la bara de protecție. Sunt. Nu și vă mai dau un exemplu. Dacă vorbim de partea din fața vehiculului, vorbim de sistemul de protecție pieton. Sistemul de protecție pieton al vehiculului este un sistem care este format din bară, față, capotă, aripi, stâlpul A, primul stâlp al vehiculului. Toate aceste componente care fac parte din sistemul acesta de protecție pieton, da, au un regim special, că ele sunt supuse la niște probe inițial, la omologarea vehiculului. Sunt probe de impact cu femur de copil, sunt probe de impact cu femur de adult, sunt probe de impact cu cap de copil, mulaj. Vorbim de mulaj. Da. Sunt probe de impact cu mulaj de cap de adult, pe aripă, pe capotă, pe stâlp, pe bară. Și sunt niște limite care trebuie să treacă de absorpția forțelor, a șocurilor, de deformare. Vă dați seama că orice intervenție pe această componentă, da, modifică cumva structura acelei componente. Sunt servisuri care sunt autorizate să înlocuiască aripă față? Încă o dată, ele sunt autorizate să respecte specificațiile tehnice ale producătorului. Da. Dacă producătorul spune că se poate repara, se poate, dar spuneați că poate... nu a venit nimeni la dumneavoastră exact. Care să fie autorizat cu așa ceva. Nu a demonstrat. Nu a demonstrat, pentru că nu a venit cu o documentație în specificație. Nu, există un servis auto în țara asta care să poată să recondiționeze bara, capota, aripa din față, care să fie autorizat. Deci pe recondiționare, am spus recondiționare de componente, da? Nu este niciun servis autorizat să recondiționeze componente. Și atunci tu, ca păgubit, ce poți să faci? Dacă știi lucrul acesta. Tu, ca păgubit, da, trebuie să insiști la societatea de asigurări să accepte, să respecte legislația, da? Și să accepte soluția servisului. Și atelierele de reparații au problemele lor maxime. O parte din aceste probleme vi le pot spune depistate. S-au constatat că efectuează reparații de caroserie fără să aibă că efectuează reparații de caroserie în baza constantului amiabil. Constant amiabil care nu ține loc de autorizație de reparații. Amenziile sunt destul de mari. Să știți că pleacă de la 3.000 de lei sancțiunea pentru lipsa inspecțiilor finale care să confirme că vehiculul îndeplinește condițiile de admitere în circulație, da? Până la 10.000 de lei lipsă de autorizație.